Bună! Ți-e teamă să te angajezi? Deci, temerile acestea le avem mulți dintre noi, mulți dintre noi tinerii. Dar putem face ceva pentru ca ele să treacă într-o oarecare măsură. Deci, în primul rând, putem să ne rugăm la Dumnezeu, la Maica Domnului, putem să ne rugăm lui Iisus Hristos. Acolo, câteva minute la fiecare dintre ei. Rugăciunea are o anumită putere și ne poate ajuta. Dumnezeu, Maica Domnului, Iisus Hristos ne pot ajuta să ne învingem temerile. Puteți să știți și din Noul Testament, să vedeți că cuvintele lui Iisus vă pot ajuta destul de mult. În același timp, puteți să faceți și un alt lucru, să vă schimbați într-o oarecare măsură mentalitatea, părerea dumneavoastră, să-ți schimbi părerea ta. Da? Să schimbi părerea ta despre tine. Fiecare dintre noi avem niște calități, avem o anumită pregătire, avem o anumită pregătire. Unii au liceu, alții au facultate, dar fiecare dintre noi avem anumite calități. Și e bine să nu uităm acest lucru. Așa că de multe ori oamenii care au această frică de a se angaja undeva au o părere proastă despre ei înșiși. Dar nu e bine să avem o părere proastă despre noi înșine. În primul rând că această părere proastă despre noi înșine probabil o avem așa în sensul că atunci când mergem printre necunoscuți, da, printre necunoscuți, să zicem că nu știu ce se întâmplă sau pe când suntem cu familia sau cu prietenii, acolo e altceva, nu? Adică frica este de necunoscut, frica de necunoscut sau de necunoscuți. Dar putem să spunem că avem anumite calități și atunci la locul de muncă vom folosi acele calități pentru ca cei de acolo să, no, ori să ne laude, ori să spună rămâi aici, avem nevoie de tine, avem nevoie de oameni ca tine aici, oriunde ar fi acel, oricare ar fi acel loc de muncă. Și un alt lucru care cred că vă va ajuta este schimbarea alimentației. În cazul în care nu aveți o alimentație sănătoasă, în cazul în care, să zic, lunea, miercurea și vinerea nu țineți post, dar post însemnând, deci lunea, miercurea și vinerea, dacă nu țineți post, adică lunea, miercurea și vinerea, eu recomand să mâncați doar produse vegetale. Așa, nu știu, paste sau orez sau ce mâncați dumneavoastră, ce mâncați voi. Niște fructe sau ce mai vreți să mâncați, dar să fie doar produse vegetale. Și apoi, în celelalte zile ale săptămânii, puteți să mâncați și produse animale, pentru că produsele, cel puțin pe mine, produsele vegetale mă ajută foarte mult să am anumite emoții din acestea pozitive. Adică frica dispare mult în cazul meu atunci când mănânc produse vegetale sau fructe. Mai ales că fructele îmi dau așa o stare de fericire și dispar în mare parte fricile. Deci emoțiile noastre sunt ale noastre, e vorba despre felul nostru de a fi, doar că acestea se pot schimba într-o oarecare măsură. Se pot schimba, se pot înfrumuseța, ca să zic așa, emoțiile noastre. Aceeași emoție sau poate fi înfrumusețată prin schimbarea alimentației. Ceva ce cumva ne făcea să ne simțim prost, se transformă într-o oarecare măsură. Și nu mai este exact aceeași emoție, este o emoție transformată ce are o anumită frumusețe prin schimbarea chimică din corpul nostru, prin schimbarea alimentației. Eu vă recomand să mâncați în fiecare zi fructe și legume proaspete, pentru că acestea, nefiind tratate termic, conțin enzime, iar enzimele sunt niște mici muncitori care ne ajută pe noi cu ceva. Niște mici muncitori în plus în corpul nostru acolo nu strică. Deci această hrană vie ne face și pe noi să fim mai vii, să fim cumva fericiți, chiar dacă este doar ceva chimic. Da, acestea am vrut să vi le spun. În rest, dacă mai sunt și alte soluții, le mai găsiți și voi. Vă urez să aveți o zi bună și vă urez fericire.